Astăzi a fost celebrată și în municipiul Drobeta, Turnul Severin, ziua imnului național. Festivitatea a început cu o slujbă religioasă, iar mai apoi au luat cuvântul oficialitățile județene, iar momentul plin de emoții a fost, fără dar și poate, intonarea imnului național. Ziua de 29 iulie este data în care sărbătorim ziua imnului național, proclamată prin legea numărul 99 din 26 mai 1998. Cu prilejul zilei imnului național, în garnizoana Drobeta Turnului Severin, se desfășoară o ceremonie publică dedicată acestei zile. Prima dată, imnul național a fost cântat în timpul Revoluției de la 1848 în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, la inițiativa domnitorului Știrbei Vodă. Imnul național al României, Deșteaptă-te române, este unul dintre simbolurile care ne insuflă sentimentul solidarității, patriotismul și mândria de a fi români, alături de stemă și de tricolor. Festivitatea a început cu o slujbă religioasă, iar mai apoi au luat cuvântul oficialitățile județene. Președintele Consiliului Județean, Mehedin Saladin Georgescu, susține faptul că imnul național ne dă încrederea în dobândirea și totodată menținerea drepturilor și libertăților poporului român. Stimați reprezentanți ai instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, doamnelor și domnilor, ne reunește astăzi imnul național al României, Deșteaptă-te române, unul din simbolurile care ne insuflă sentimentul solidarității, patriotismul și mândria de a fi români. Intonând imnul, ne afirmăm identitatea națională și ne ducem cu gândul la toate generațiile care au construit statul român, la dificultățile prin care au trecut, la toate suferințele îndurate pentru ca România să fie astăzi un stat modern. Imnul național a fost intonat în timpul războiului de independență, apoi în primul război mondial și ulterior la Marea Unire din 1918. A fost, de asemenea, intonat și în timpul celui de-al doilea război mondial. Versurile lui Andrei Mureșanu au un conținut patriotic și național și au însuflețit numeroasele adunări ale militanților pașotiști pentru drepturi naționale. Intonând imnul, ne afirmăm identitatea națională și ne ducem cu gândul la toate generațiile care au construit statul român, la dificultățile prin care au trecut, la toate suferințele îndurate de-a lungul istoriei. Acum, ca și atunci, imnul național ne dă încrederea în dobândirea și menținerea drepturilor și libertăților la care a tânjit poporul român de-a lungul istoriei sale. Pe lângă faptul că în momentele cheie ale istoriei românești, imnul național a trezit demnitatea colectivă, acum, alături de drapel, reprezintă cu onoare statul român în organismele internaționale la care România a aderat. Totodată, ne trezește mari emoții când se intonează în cadrul competițiilor sportive internaționale și însoțește mari noștri sportivi din succesul lor. Ziua de 29 iulie, ziua imnului național, este și un prilej de recunoștință față de înaintașii noștri, față de eroii căzuți pe câmpurile de luptă și de făuritorii statului național unitar român. Vă îndemn să ne păstrăm demnitatea, indiferent de vreme sau vremuri, să cultivăm respectul față de valorile naționale și să privim cu încredere spre un viitor cu pace și prosperitate pentru România și copiii noștri. La mulți ani, imnului național! La mulți ani, România! Festivitatea a continuat cu intonarea imnului național, stârnind emoție în rândul celor prezenți. Ziua imnului național este celebrată în fiecare an pe 29 iulie, fiind o sărbătoare încărcată de profunde semnificații pentru românii de pretutindeni. Totodată, versurile imnului transmit multă emoție, un mesaj puternic, un îndemn la solidaritate și curaj.